cât este de sigur să călătorești în Columbia. Hai să discutăm acum despre buget. Nu poți să controlezi totul. În Cartagena, ce spune Iasmin, a fost un incident. Vă explic și vouă pe scurt. Deci fiți atenți care e manevra, ca să o știți. Atenție, acum este training moment, training time. Vă dăm tot know-how. Se numește no dar papaya. Adică nu da papaya, nu oferi papaya. La modul, dacă auziți pe vreun localnic că vă spune asta, înseamnă că trebuie să băgați telefonul în buzunar. Eu m-am simțit mult mai în nesiguranță în Barcelona. Salutare, oameni buni și frumoși! Iată, facem un vlog așa static pe canapea, ceva tipic nouă, pentru că de obicei ne găsiți în mișcare. Iar scopul acestui material este de a face o recapitulare, pentru că noi acum suntem în Panama, a tot ceea ce a fost în Columbia. Vrem să atingem unul din cele mai importante subiecte pe care le-am auzit și înainte de a pleca din țară și cât am fost aici, respectiv, cât este de sigur să călătorești în Columbia. Cât e de sigur? O să vă răspundem imediat, dar până acolo o să discutăm de alte aspecte care sunt poate la fel de importante precum acestea. În primul și în primul rând, hai să discutăm despre frumusețea acestei țări de care noi cel puțin ne-am îndrăgostit. Nu chiar la prima, îți amintești cum eram în prima zi? La prima atingere? Nu pot zic că eram prea îndrăgostită, dar după aia mi-a plăcut super mult, cel puțin din a doua zi, cred. Da. Deci problema care e? Frica te paralizează. Și noi cam așa am fost în primele zile, am fost cam paralizați. Adică, literalmente, parcă eram teleghidați pe stradă și aveam senzația că în secunda următoare cineva o să vină să... ceva nasol. Prima filmare pe care am îndrăznit să o facem este dintr-o cafenea, pentru că ne-a fost cam teamă pe stradă. Acum suntem în Bogota și aici am îndrăznit, pentru că ne-e cam teamă. Nu știu ce să fie. Ție? Adică nu vreau să atrag chestii negative. Da. Bun. Deci hai să discutăm un pic despre traseu, despre locurile prin care am fost și ce recomandări am avea din punctul acesta de vedere pentru cei care poate se gândesc să viziteze această țară și încă nu o fac pe motiv că e periculos, că e scump, că. Da. Bun. Aici o să-i dau cuvântul Iasminei, pentru că ea este directorul de operațiuni și organizări, să spun așa. Da, ai fost și tu cu mine în călătorie. Eu am fost cu tine, dar în general trebuie să știți, și asta este o mărturisire pe care vă fac aici super onestă, și anume că Iasmin este cea care se ocupă de tot ceea ce ține de organizare și de trasee și de a găsi practic și de a vedea cele mai bune și frumoase locuri. Deci, dacă aveți întrebări, apelați la Iasmin. Are și Instagram, are și Facebook, mai rar, dar o găsiți și pe Facebook. Da? Are și YouTube. Da. Are și mai ales YouTube în limba engleză, unde are approach-ul ei, dar noi în general facem ceea ce facem aici în limba română, pentru că vrem să fie un content, să spunem, mai lejer și mai larg. Hai să discutăm acum despre traseu. Deci noi am stat aproape o lună în Columbia. Uh-huh. Probabil nu multă lume își permite să stea atâta timp, dar puteți să rupeți cumva traseul ăsta în jumătate, să zicem. Mai puțin de două săptămâni nu cred că aș recomanda să vii până în Columbia. În primul rând pentru că sunt locuri foarte frumoase și ar fi păcat să nu vezi măcar o parte din ele și în al doilea rând pentru că e totuși departe să zbori din România până în Columbia ca să stai mai puțin de două săptămâni. Ar fi cam, mă rog, deci minim voi două știți, da. Voi știți, deci poate trebuie să combinați cu altă țară, habar n-am. Noi am început cu capitala, cu Bogota, pentru că nu pot să zic că îmi doream neapărat să vizitez Bogota, nu știam exact ce vrem să facem acolo, însă cel mai ieftin zbor l-am găsit spre Bogota și așa a fost alegerea firească. Deși după ce am luat zborul spre Bogota și am început să mă documentez, mi-am dat seama că pot să fie provocări acolo, pentru că e considerat ca fiind un oraș foarte nesigur, e foarte mare și pentru că e la o altitudine foarte mare, la 3000 de metri, ceea ce îți poate pune probleme dacă aterizezi direct acolo și nu ești aclimatizat. Nu știu, mai ales dacă ai probleme cu altitudinea acum, probabil că nu ai de unde să știi chestia asta. Dacă ai trăit la munte, cel mai probabil nu o să ai probleme, dar dacă vii de la nivelul mării, poate să ți se facă rău. Și de la nivelul țării, dacă vii din București sau de la Șes, să spunem așa, poate fi o provocare. Deci ce vrem să punctăm aici este că
Bogota este o destinație frecvent întâlnită pentru că prețurile sunt bune, avantajoase în general. E cel mai mare hub. E cel mai mare hub. Fiind capitala, are aeroportul cel mai mare și sunt multe conexiuni acolo. Okay. Și probabil găsiți cel mai ieftin bilet. Perfect, mai dar... varianta de zbura în Medellin. În Medellin. Doar că, hai să, că pentru a puncta aici treaba cu Bogota, ceea ce e de reținut e faptul că dacă faceți asta, trebuie să luați în considerare două aspecte esențiale. Unu, altitudinea. Și apropo, dacă n-ați făcut-o deja, uitați-ne la ce am postat noi până acum, pentru că o să vedeți vlogurile noastre, cum a fost, de exemplu, pentru noi, prima zi în Bogota, adică am dus-o pe picioare am și ba chiar... Am dus-o pe picioare... Big time. Și nu numai că am dus-o pe picioare, dar am făcut și un efort fabulos, anume de am făcut un tur cu bicicleta care a fost... Care nu prea biciclim. Care adică... nu prea biciclim și noi ne-am în cea mai bună condiție fizică. Și am urcat, nu, deci mi se face rău mai mult acum când ne-am da, când te gândești. Acum, ce vrem să spunem este că nu vrem să ne lăudăm, Doamne ferește, sau ceva, ci vrem să vă încurajăm să... Să luați în considerare, deci am zis două aspecte în primul rând, deci partea cu altitudinea și partea cu diferența de fus orar, astea sunt două provocări. Da, dar asta cu fus orar poate fi în orice oraș, adică... Da, dar în cazul nostru și fiind trei, îl avem și pe colegul nostru Teodor în toată aventura, toți am fost ok, da, pe total, a fost okay. Adică a fost bine. Bun. Nici nu ne-am gândit prea mult, cred. Dacă mă gândeam la asta, mi se făcea rău, mai rău. Asta e, deci aruncați-vă, cum s-ar spune. E bine să vă gândiți la pericole. Bine, dacă simțiți că vă e rău, nu vă forțați, știi? Adică depinde de cum e fiecare. Știi? Adică luați-vă un răgaz, poate de zi, două, să vă aclimatizați cu Bogota. Noi nu avem timp, că am zis ce să facem atâta timp în Bogota, am luat două zile, să vedem totul în două zile și după aia să plecăm de acolo, fiindcă, na, știam că nu... E oraș mare, e agitație și așa, și atunci n-am mai avut timp să ne aclimatizăm, că altfel n-aș fi făcut turul din prima zi. Da, așa este, dar a fost bine, a fost bine și, uite, apropo de tur, pentru noi treaba cu biciclitul prin Bogota, turul pe care v-am spus, dacă nu l-ați văzut, chiar vă recomand să vă uitați la noi pe canal, a fost un tur absolut fabulos din două motive, în primul și în primul rând că, cel puțin noi, n-am fi mers niciodată prin zonele alea. Adică erau niște zone super... Ce bai, ce mai muțăreală totală. Ok. 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 Hai să vedem. Doamne, ce nebunie e pe aici, ceva de nedescris. Efectiv, mai putem să mergem pe biciclete. A trebuit să le luăm la mână. Și e dezastru, adică puteam să imaginez. Și pe aici mergem prin cartierile alea rele, ale Bogotei, alea în care zice să nu mergi. Nici poliția nu vine pe aici. Cum se pare, Iasmin, acest neighborhood, ai fi venit pe aici? Nu, dar mă bucur că avem securitate, avem pe băiatul ăla care are grijă de noi. Da, chiar are, da. How dangerous it is? I mean... In Bogota? Yes. In the last part, for me, it's unsafe. Mm-hmm. In my opinion, you have to watch out, you know, everywhere. When I was always a kid, look behind you. Uite pe aici, băbăieți. Uite pe băbăieții vesele aici. Mama mea, cum e pe aici, frățioare. Uite cum sunt aici străduțele astea. Cele mai periculoase zone aici sunt. Sala de box, cu bătăi, cu chestii. Bogota, dacă vreți să vă jucați cu viața voastră, veniți pe aici. Așa, ciudățelele putem spune, dar mergând cu turul aveai cumva o falsă senzație a siguranței, ceea ce... Da. Da? Ok? Și în al doilea rând, ne-a plăcut cel mai mult, cel puțin în cazul meu și nu știu, poate și tu ești pe aceeași pagină, partea cu degustarea de fructe din piață. Da, clar, a fost un moment super bun pentru că ne-au introdus direct în toate gusturile fructelor și pe unele dintre ele n-am mai apucat apoi să le mai gustăm. Deci așa arată passion fruit dulce. E asta? Lulo. Mucho. Lulo? No tenemos same taste. No. Me encanta. Mucho. Mamă, ce ciudat. A fost ceva, zici că ai mâncat săpun lichid combinat cu pepene galben. Da, așa și e.
chiar a fost un moment da. Unic, da? Și chiar știam și noi după aceea ce fructe căutăm, ce fructe ne plac, etc. Da, a fost perfect să începe așa prima zi, că da. Știi exact ce cauți după. Da. Și costul a fost foarte mic, nu știu, a fost gen 70 de lei de persoane pentru un tur de o zi întreagă. Da, uite, apropo de asta că nouă ne place să vă și lăsăm materiale utile, vom lăsa în linkul acestui, în descrierea acestui videoclip linkul de unde am luat noi turul. Da, este cu un link de afiliere, nu facem vreo avere de pe urma asta, dar noi recomandarea o facem ca fiind un produs de calitate, nu ca să facem niște dolarei. Da, noi am încercat produsul înainte. Da, adică... exact. Și chiar e fain. Am văzut că mai erau și alte... plătit, adică și a fost plătit. Plătit. Da, și a fost plătit. Mai erau și alte tururi, apropo, am văzut și alți bicicliști, pe la un moment dat le-am mai intersectat. Da, eu l-am ales pe asta sincer, pentru că era cel mai ieftin. Okay. Adică era cel mai ieftin. Și avea raport calitate-preț foarte bun, pentru că review-urile erau foarte bune, prețul era cel mai bun. Da, și atunci... oricum, faceți un research dacă vreți, cert este că merită făcut treaba asta cu bicicleta. Și puteți așa... să vă uitați cum e, că avem clipul, dacă vă place, da, mergeți, simplu. Dacă nu vă exact. Place, nu. Aveți, în clipul ăla chiar dar am pus... cam toate au același tot. Traseu, asta e ideea, da. O să difere probabil ghidul și prețul. Exact, bun. Și oricum în materialele pe care noi le postăm de obicei aveți toată profunzimea necesară, pentru că ați înțeles, nouă ne place să facem un slow travel vlog, așa am denumit eu ceea ce facem aici, adică vă arătăm totul așa cum este, fără să montăm prea mult, tocmai pentru a căpăta profunzime. Bun, asta cu așa, Bogota. Cu Bogota și ce mai e de făcut în Bogota neapărat? Urcarea la Montserrat, la da. Biserica din vârful muntelui. Noi v-am frumos. Recomandat să o faceți duminica, cum am făcut-o și eu, noi. Eu, sincer, e un loc super turistic și mă așteptam să fie cumva supraevaluat, așa, adică să fie, nu știu, să nu fie ok neapărat, dar chiar mi-a plăcut super mult. Mă, tu te distrezi pe aici. Am furat o poză cu o lamă. Toată lumea ne-a spus că e un loc foarte important de vizitat, dar și la fel de aglomerat. Ia uitați, ăsta este ceaiul de coca pe care îl vom bea acum, să vedem ce efecte va avea, dacă ne ajută cu partea asta de aclimatizare. Deci, poliția română să nu ne urmărească, pentru că aici e legal să bei ceai de coca. Mi-a dat unul pe spate și jumătate. Delicioso! Muy bueno! Del numero? De telefono? Numero de telefono? A el? Ia uite, și-a făcut tot aici. Ai, du-te să dai la... Te place, te place. Te place. Te place. Te place fata, mă, vrea să... Te place fata. L-a trimis pe ăsta. Zi, Teodor, ce se întâmplă cu tine? A pierdut, le-am făcut cu mâna. Zeul... acest zeu Adonis, acest... Rupe Colombia, i s-a pus un cârcel acum, nu mai poate. Am băut și cei de coca, ne-am întâlnit cu oameni, ne-am mâncat acolo mâncare locală și a fost foarte bună. Da. Fiind loc turistic, m-aș fi așteptat tot așa să fie prețurile foarte mari, dar am luat în meniu zilei la 20 și ceva de lei cu supă, fel principal, salată, limonadă, cu vedere, da. Adică... Da, a fost o primire foarte călduroasă, okay. Am putea spune. Și oamenii erau ok, nu am simțit că să fie neapărat super pușii vânzătorii sau așa. Dar chiar și așa trebuie reținut că și în turul cu bicicleta și la Bogota noi o să vă dăm niște recomandări, stați aici până la final, ce fă să faceți să fiți safe, da. Că despre asta e vorba în esență. Bun. La Montserrat ce mi-a plăcut și mie foarte mult, pe lângă tot ceea ce ai spus tu, mi-a plăcut partea de biserică. Deci da, a fost prima mea intrare într-o biserică duminică. Slujba. Da, slujba. Deci de-aia vă recomandam să faceți, poate, dacă se poate, să vă încadrați cu timpul duminică această experiență, pentru a vedea și acolo sus, în vârf, există o biserică și să vedeți cum localnicii. Nu știu dacă e slujbă doar duminică, am văzut în unele biserici că se face slujbă și sâmbătă. Dar, mă rog, avantajul de duminică e că sigur, vă spunem noi că am fost acolo, va fi slujbă. Și celălalt avantaj ar fi faptul că prețul e aproape la jumătate. Da, pentru că... biletul, da, biletul de urcare... Bine, vizitarea Montserratului în sine, a bisericii și a vârfului, e gratuită. Dacă urci pe scări, nu trebuie să plătești nimic. Dar dacă alegi să iei funicularul sau... cablu sau mă rog, pe care le recomandăm pentru că ai o vedere foarte frumoasă asupra orașului,
și efortul e mai mic, desigur. Da, clar. Trebuie să plătești pentru astea și duminica este la jumătate de preț. Exact. Deci rețineți-o pe asta cum o sărat-o duminica. Dezavantajul, scuze, e că e mai aglomerat pentru că fiind așa ieftin și localnicii își permit să vină. Și să, na. Da, deci e un pic de înghesuială, dar cu ghilimele de rigoare se merită. Mie mă pe mă distrează un pic. Noi ne-am și prietenii cu localnicii, dacă sunt mulți localnici, mai multe șanse să interacționezi cu ei, practic. Da, exact. Deci cam așa cu Bogota. Da. Long story short, Bogota este capitala, nu prea pot fi făcute extraordinar de multe lucruri extra pe care noi nu le-am făcut. Da. Adică mai era partea cu muzeul. Mai erau chestii de făcut în afară orașului, mai era biserica. Mă rog, aici, aici vă lăsăm și pe voi ca să nu lungim prea mult discuția aici. Cert este mai bine spunem doar ce am făcut noi. Ce am făcut noi, dar vă spunem că mai erau și altele mereu de făcut. Mereu sunt lucruri mai multe da, de făcut. Evident. Și ne putem sfătui dacă aveți nevoie. Da. Bun. Mergem mai departe. Următorul oraș în care noi am ajuns este Salento. Da, am ales să zburăm până într-un oraș alăturat de Salento. Puteți să luați autobuzul, depinde de cât timp aveți, probabil nu aveți. Și atunci o să alegeți tot varianta cu avionul. Avioanele sunt super reliable, destul de ok ca și costuri și te miști foarte repede. Adică noi am avut zboruri în țară, între 20 și 40 de minute am zburat. Adică da, era chiar hilar. N-a apucat nici să-ți servească apa și cobora. Ce să servească? Nici nu stingea ce înseamnă de cuplașendule foarte rapid. Da, și Salento, un highlight al călătoriei noastre în Columbia, un oraș foarte turistic, mulți oameni tot așa spun... Skip Salento, merge în orașul de lângă, care e mai mic și mai puțin turistic, nu știu ce să spun, pentru că noi am avut și vibe-ul local în Salento. E turistic pentru un motiv, pentru că e foarte, foarte frumos, e foarte colorat, multă cafea bună, este în zona Cafetera, adică triunghiul cafelei din Columbia, deci normal că bezi cea mai bună cafea acolo. Se fac tururi de, de pe plantații de cafea, ceea ce neapărat te recomandat. Mi-a făcut fabulos de mult tot ceea ce a fost în Salento. Parcă era un platou de film, sincer. Da. Ca deci... lucruri turistice de bifat, pentru că poate nu o să stați 5 zile cum am stat noi sau câte am stat, o să stați 3 zile ca să faceți hale. Dar niciun caz nu o zi sau nu săriți peste, că nu ne-a plăcut foarte mult. Da, nu o zi niciun caz, pentru că cel puțin o zi trebuie să mergi să faci turul de cafea și să te bucuri de orășel, să te plimbi pe acolo și o zi să faci Cocoraveli. Cocoraveli care... sunt cei mai mulți palmieri din lume și chiar e foarte frumos și recomandăm să faceți traseul cu tot, o aventură. Cu... Full experience, ca să spunem. Și aveți vlog și cu asta. Aveți și vlog cu asta, aveți și o să vedeți cum ne-am rătăcit acolo. Recomandările, cum să nu vă rătăciți. Că... Da, da, mai ales, uite, apropo de asta, Yasmin o să vă dea niște tips and tricks acolo. Foarte utile, aur. Pentru că noi ne-am întâlnit cu un prieten care n-a apucat săracul să mai vadă palmierii, că s-a rătăcit de la început. Da, prietenul nostru, deci... Haji din, o să vedeți și pe prin vloguri, Haji din Japonia, din Tokyo chiar. Da, așa. Deci Salento... Salento foarte, ne-a plăcut foarte, foarte mult. Poate locul nostru preferat, nu știu. Și mie mi-a, Și cazarea a fost mișto. Vibe-ul, cazarea, calitate, preț, oamenii, mâncare, tot. Tot. Și oricum, apropo de asta, ne-am venit și la un interval destul de scurt de timp, după ce fusese filmat și America Express. Da, și am văzut și, am văzut și jeepurile și chestii. Și probele, tot. Wow! Doamne, ce frumos arată! Asta e privirea. Așa arată camera. Cât a dat tipul aici, aproape? 25 de euro cu mic dejun. Vai, cum arată! Incredibil! Wow, și ce liniște și ce frumos! Again, welcome to Coffee Tuluha. Need to be honest, not only Colombia, yeah? Colombia together with Costa Rica. Yeah? As Colombia's Costa Rica, we are sharing the first place in quality of coffee in the world. Better than this. Nice. Really want you to have the best memories from this tour. Ah, uite ce întâmplare întâmplătoare, tocmai ce am găsit simbolul. Deci dacă v-ați uitat la emisiunea America Express, aici a fost. Exact, America Express continuă. De fiecare dată când zici America Express, eu zic continuă. Exact. Hai, senior. Încolo. Se pare că iarăși n-a rătăcit. O experiență totală, dar încă o dată repetăm, e depunctat în Salento tot ceea ce ține de oraș.
Tot ceea ce ține de Cocola Valley, adică de făcut full experience, urcat, trekking, toată treaba, că e genial ce sunt acolo. Și partea de cafea care... Și partea de experiența cu cafeaua la fermă, cam jumătate de zi durează această experiență. Nu, durează teoretic o oră tură, dar cu dusul, cu întorsul, cu... Ne-am nimerit și oricum un ghid care nu ne-a ținut o oră, ne-a ținut mai mult și a fost genial. Da. Dar, oricum, apropo și de turul, că deja vom face un index de linkuri, o să lăsăm și un Google Maps unde era... Da, unde era turul. O să lăsăm cam totul. Și oricum, da, și spuneți că veniți din partea Iasminei și a lui Alex. Pentru că... fiecare lucru pe care îl spunem aici, probabil găsiți și un vlog. Da. Despre asta. Da, da, adică, exact. Dacă vă place ce auziți despre Salento, mergeți la vlogul cu Salento. Vlogurile. Cu Bogota, vlogul... Da, mă rog, vlogurile. Cu Cora Vericu, da, pentru da. Fiecare în parte. Și eu râdeam, eu mă distram cu asta când mergeți la turul de cafea să spuneți că vezi din partea noastră, nu ca să facem noi vreun comision, Doamne ferește, dar poate se va bucura domnul care vă va recepționa. Acum, da. Cum îl cheamă, că îmi scapă numele lui? Lionel sau Lionel. Poate se va bucura domnul Lionel sau Viorel sau cum vreți voi să-i spuneți, nu contează, îi spuneți că veniți din România, că ați văzut vlogul, că noi i-am pus-o la valieră, așa, i-am zis, domnule, filmăm și noi pentru oamenii din public în România să vină aici să te viziteze. Bun. Mai departe, că trebuie să portăm și alte subiecte. Bun. Trecem mai departe din Salento. Salento am mers în Medellin. În Medellin n-am făcut super multe activități pentru că ni s-a părut destul de periculos, ni s-a părut destul de murdar. Mulți homeless pe stradă. A fost și o perioadă în care, mă rog, Alex a muncit mai mult, am stat și am profitat de momentul ăsta ca să muncim mai mult pe acasă. Dar ce am făcut și vă recomandăm ca să totuși să vedeți ceva și să înțelegeți ceva din Medellin, să nu treceți pe acolo așa, un tur gratuit pe care l-am făcut noi, gratuit, însemnând că la final, în funcție de gradul de mulțumire, plătești un tips. Da, vă lăsăm și la asta link, evident. Da, prin care am înțeles foarte multe despre istoria locurilor și... A fost un tur de... Nu e un tur în care vezi nu știu câte highlight-uri, te duce la biserică, la piață, la nu știu ce, te plimbă prin oraș și mai mult îți povestește despre ce s-a întâmplat și cum a ajuns. Da, dar mi-a plăcut foarte mult, sincer. Da. Evident, aveți și aici un vlog, da, dar și... turul a fost, mi-a plăcut tare mult de ghid, a fost foarte așa, bine așa. Și ce mi-a mai plăcut, mi-a plăcut și celălalt ghid, celălalt tur gratuit, nu era, ăla nu era gratuit, a fost contracost. Ah, și Comuna 13. Comuna 13, faimoasa. Foarte ok și ăla ca preț, adică poți să zici aproape gratuit, că am văzut și bere și înghețată incluse și așa, da, chiar tot a fost vreo tare. 70 de lei, nu știu. Deci în faimoasa Comuna 13, fosta, să zicem, zonă de interes și de dominanța lui Pablo. Noi nu spunem... Odată cel mai periculos loc din lume. Odată cel mai periculos loc din lume. Noi nu spunem numele complet pentru că ne-am obișnuit din Columbia. Pentru ei este un subiect foarte sensibil. Și dacă ei nu înțeleg ce vorbim, poate cred că... E de bine sau cumva și tabelele cum sunt împărțite. Și aici cred că putem să facem un vlog întreg numai despre subiectul Pablo și cum el este privit în Columbia și așa. Deci ați auzit, oameni buni și frumoși, pe aici nu poți să te plimbi așa cum vrei tu. Și dacă vrei să te duci printr-o comună, mai ales în Comuna 7, băi frate, Comuna 7, să nu dea, să nu dea vântul. Nu cred că vrea nimeni să te ducă acolo. Să nu dea vântul să ajungem pe acolo. Dacă până acum lucrurile au fost destul de clare și de sigure, acum începem să coborâm și să mergem prin comună. Tocmai ce am văzut niște băieți care făceau niște activități oarecum ilicite, nici nu pot să îndrept camera spre ei, că mi-e teamă. Mamă, și vestinul culinar nu se termină. Ia uitați aici ce a spus băiatul de la bucătărie. Doamne, ce mâncare au oamenii ăștia pe aici, ți-o aminte, Razma? Nu o să lungim discuția aici, cert este că Medellinul merită vizitat, dar cu, putem spune, la fel de multe măsuri de precauție precum în Bogota. Da, și mai ales să vă asigurați că stați într-o zonă safe, centrul nu este safe. Mamă, să vă uitați la lagul centru, mamă, cum am fost la centru, downtown. Vă recomandăm să stați în El Poblado sau în Laureles, așa se numesc cartierele. Noi am stat în centru, era foarte frumoasă locația, adică vederea, totul, da, apusul și așa. Până ieșeai pe stradă. În schimb, dacă te uitai puțin în jos pe stradă, dormeau o grămadă de oameni pe acolo, era cam ciudățel. Și mai ales la lăsarea luminii. Să ieși decât cu taxiul din bloc. Clar, adică, clar.
Este dezavantajul. Da, mă rog, noi am mai ieșit, eu și Teo am mai ieșit așa la picior, am mai dus la piață, la nu știu ce, n-am putut să filmăm, că ne-am plecat. Deci plecam la piață cu fix banii de cumpărături, fără telefon, fără nimic, old fashion, știam, bă, unde-i harta, mergem înainte, dreapta, stânga, etc. Deci nu scoteam telefonul. Și așteptam acasă cu emoții. Exact, da, draga de tine. Dar, recapitulând, Medellin... Poate nu e atât de rău, poate ne-am făcut noi, nu știm. Nu știm, dar cel puțin... Dar noi am vrut să fim safe, better safe than sorry. Da, deci în downtown cel puțin acolo au fost... Acolo, da, era ciudat. Da, mă rog. Dar adică sunt și... și fata aia ne spunea în tur, făcea aici, vor fi foarte mulți oameni interesați de buzunarele voastre, nu țineți în buzunare, da, atenție, adică... Da. Dar ne-a ferit bunul Dumnezeu și n-au fost situații, au fost la un moment dat, n-am filmat, n-am apucat să filmez, te înghesuia unul la trecerea de pieton, da, să te opereze la o buzunare. Dar n-avea ce să-mi fură, dar n-avea că și noi, mergem de obicei, mă rog, asta o să vă spunem la final, final, da, totuși, toate bun, sfaturile toate de siguranță. Sfaturile, ce să faceți și mai ales ce așa, să nu faceți. Deci, Medellin, cam așa, eu aș vizita El Poblado pe lângă, deci, Comuna 13 și centru, dar cu ghid, centru, nu recomand centru să mergeți singuri. Clar. Că nici nu o să înțelegeți mare lucru și poate nu știți cum să vă feriți. Nu, și fiind rătăciți pe acolo, sunt te poți pierde, da, e haos. Mulți homeless, nu știu. Așa, și El Poblado e un cartier foarte cosmopolit, sunt mulți oameni care locuiesc acolo, sunt nomazi. E altceva, mă frate, mă simțeam. Expați, da, care locuiesc acolo, foarte multe restaurante, e diferență muzică, fabuloasă, dacă îmi permiți, adică bună. Nu avea nicio legătură cu ce, da, se întâmplă. Și acolo poți, adică lumea spune și noi ne-am plimbat pe acolo pe străzi și seara. E safe și... Și lumea spune că poți să te plimbi și noaptea. E o, da, zonă ok și cu supermarketuri, cu o grămadă de mall-uri. Da. Noi am fost și la un mall, apropo, în Medellin. Am și filmat și acolo. Dacă sunteți fani, avem un super vlog și dintr-un mall. Super și care a fost foarte... Și ales nu e fan mall-uri, de dar ne-a plăcut. Mai ales cu vibe-ul de Crăciun, oamenii care erau acolo. Da, e total o altă lume. Adică altă lume. Dacă deci... mergi în centru și după aia mergi la mall-ul ăsta, zici, Doamne, suntem tot aici, tot în Medellin. Da, și o diferență, vorba aia, de câteva zeci de minute cu mașina, adică e incredibil, da, cât de mari sunt diferențele, da, între clasele sociale, practic. Mă rog. Așa. Yasmin deja a găsit prima atracție a zilei și anume Aguardiente. Nu știu că ați auzit de treaba asta. Băi, oameni buni și frumoși, fiți atenți, mare, mare, anul ce avem aici de făcut. Cum s-ar zice, joc-o pe asta, tot aici pe acoperiș oamenii. Oamenii au și, pentru toți oamenii care, așa cum am fost și noi înainte de a veni aici în Colombia, băi, fraților, eram leșinați, adică eram speriați, morți, eram gata, deja că făceam la noi, bă, eram gata, picam de cer. Deci nu și intrăm mai mult în subiect. Ce vă mai recomandăm noi? De multe ori văzută ca un day trip, Guatapé, un orășel mic făcut pe un lac artificial, cu o rocă imensă care nu se știe exact cum a ajuns acolo, pe care puteți să vă urcați, de unde se vede foarte frumos de sus. Un orășel tot așa foarte colorat, foarte artistic. Un day trip care s-a transformat la noi într-un week trip. La noi n-a fost day trip pentru trip, că aproape. Noi am fost, am călătorit mai lent și noi am fost, am stat 4 zile. Recomand măcar o noapte să stați acolo. Multă lume face, v-am zis, ia o experiență din asta, pleci la 5 dimineața din Medellin și te întorci seara în Medellin, dar nu înțelegi mare lucru și e păcat să nu, adică e mi-a plăcut așa, fabulos lume de mult orașul, da, ăsta, sincer. Mi-a plăcut senzațional de mult. Și ce mi-a plăcut foarte mult, câinii. Da. Deci oamenii și câinii, aveau toți oamenii de acolo, aveau câini. Toți erau atât, da, de drăguți, atât de impresionanți, atât de curați, atâtea rase de câini n-am văzut niciodată. Da. Da. Oamenii erau foarte mișto, da, multe sporturi, sale de fitness, jucau fotbal. Deci erau, zici că era un ecosistem, da, cum să spun, ca o un... comunitate din asta așa. Da, iar partea cu lacurile, lacul, care de fapt era împărțit, da, în mai lacul, multe zone. Poți să mergi pe lac, foarte să urci tare pe piatră. Acolo poți să vezi și casa de vacanță care a părăsit a lui Pablo, dar noi, da, n-am văzut-o și nici nu prea ne-a interesat, da, că am zis să nu stimulăm un comerț inutil. În centru, în unde centru cântă tot felul de trupe, de tineri, bei o cafea și te uiți așa în piațetă, da, și lumea cântă, dansează. Deci aici găsiți materiale masive. Localnicii ferma. Da. Noi ne-am făcut prieteni acolo, ne-a fost super greu să plecăm, da, am și adoptat un câine. Da, 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 a fost fabulos, deci nu uitați să vă uitați și aici. Deci super, super goata. Vă demnăm să vă uitați. Măcar o noapte ca să înțelegeți ceva, pentru că o zi nu... Vă trimitem la prietena asta, la Paula. O zi cu turul, te duci acolo, te duci acolo, tu n-ai timp, îți place un loc, vrei să stai și în piațetă să asculți concertul și ora ce, haideți, haideți, că nu putem, trebuie să mergem, trebuie să mergem. E păcat. Noi, vă putem trimite inclusiv la prietena asta, la
la Paula, la fermă, dacă da, vreți să meditați, yoga. Nu cred că avem loc în descriere să vegană, punem atâtea linkuri, cel da, mai bine fie... punem linkurile către vloguri. Dacă da. Vrei la fermă, vlogul ăsta, da, dacă vrei așa, vlogul ăsta. Ce tare străduța asta și în zare se aude ceva muzică, pare că e ceva distracție. E și poliția, ca să se asigure, chiar și de poliție dansează. Ne pregătim acum să mergem la o fermă. Astăzi va fi un vlog așa mai în natură. Nu voi să nu sunteți sănătoși și ați intrat cu câinele în magazin? Ce cu tine în magazin? Nu vrei să știi de fapt ce ne-au spus, da. Hola, thank you, nice to meet you. I'm Alex, Teo and Yasmin. Ia uite-le ea. Nu, nu cred, nu! Mi-e frică! Nu știu dacă să filmez sau să fug. E la mamă! Ia uite cum ne la noi la revedere de la gazdă și am plecat nu 3, ci 5. Suntem la Piedra del Peñón, dacă bine Peñol. Am... Peñol. Nu mi-a ieșit pronunția și am repetat-o. A repetat de 3 ori. Da. Aici este baza de unde se va face urcarea pe piatră. Lucrurile arată destul de comercial, o muzică, distracție, e chiar clasic, aș putea spune. N-a fost chiar cea mai cruntă urcare, dar rămâi fără aer un pic. Dar uitați-vă un pic în spate. Dar nu mai pot. Fiecare pas parcă înrăpește un minut din viață. Doamne, cum se vede. Zici că nu ești în Colombia. Practic asta înseamnă să fii șmecher în Colombia. Cred că domnul Luis s-a pus pe băut, fii atentă, dacă nu. Cred că domnul Luis... Situația e foarte dură. E foarte suavă. Foarte mișto. Deci, așa, bun. Noi tot vrem să înghesuim multă informație într-un timp scurt, că știm că... Da. Multe sfaturi. Dar sunt niște sfaturi pe care noi vi le dăm din suflet și indiferent dacă alegeți să faceți sau nu această deplasare, eu zic că puteți să înțelegeți că este un loc în care v-ați putea gândi să faceți o ieșire. Da. Noi cam asta vrem să... Da. Și mai departe, după asta din Medellin, că noi ne-am întors, adică da. Guatapé e la 2 ore de autobuz, ne-am întors Medellin și din Medellin... Eu îmi fac așa când au de autobuz, că a fost cam horoși pe autobuzul și... Nu, prea multe lucruri, sunt mai multe. Bine vorbim la final despre da. Siguranță, poate da. Ne acolo. Da. Am luat tot un avion intern către Cartagena. Am ajuns în Cartagena foarte lejer cu avionul, toate bune și frumoase, ne-a izbit valul de căldură și umiditate, da, cu totul altă clima altceva. Cartagena mi-a plăcut, da, mi s-a părut, adică e interesant, pe lângă tot ceea ce înseamnă explorarea asta așa ca turistului, pe noi ne atrage foarte mult să înțelegem și partea culinară și în tot acest periplu am avut tot felul de aventuri culinare foarte interesante, aventuri culinare încheiate cu bine, n-am avut doamne ajută niciun fel de problemă, da, problemă. Pe nicăieri. Și în al doilea rând ne place tare mult să înțelegem istoria locului și a oamenilor. Aici în Cartagena, de exemplu, o să remarcați că sunt alți oameni, mă refer la rasă, da, efectiv. Da, da. Și descendenți africani. Eu aici asta vreau să zic, vă lăsăm cumva această plăcere a descoperirii și a înțelegerii de ce în Cartagena sunt alte rase de oameni, de ce în centrul Columbiei sunt altele și așa mai departe. Mă refer rasă ca aspect și așa. Bun. Cartagena mie mi s-a părut super, busy, da, adică foarte orașul... Da, am stat multe zile, nu știu, cred că 7 zile, dar... Mai mult, nu cred că mai era, că deja începusem să știm încă tot orașul, să știm dar totul, până da, la 7-a zi, pe noi tot ne surprindeau lucrurile, da. Adică mai descopeream ceva, da. Încă un colț, foarte multă culoare... muzică bună, mă rog, Columbia oricum e toată, peste tot e muzică bună. It's all about music, da. Am putea să facem un vlog doar despre asta. După urmă e despre muzică, așa, da. Așa, mâncare, cocktailuri, dansuri, plaja, mă rog, plaja. Dacă vreți plajă, să nu aveți așteptări că mergeți în Cartagena și vedeți pe hartă că e lângă mare. Plajele de pe lângă Cartagena nu sunt prea spectaculoase, da. Nici nu le-am vizitat. Pentru cam mâlboase și cam vântoase. Da, în schimb, la o oră cu taxiul de Cartagena se află Isla Barú, unde găsiți Playa Blanca, locul cel mai faimos unde merg tururile. Uh-huh. Și recomandarea noastră este să nu mergeți cu turul, da, nu. Ci să mergeți cu taxiul și să stați peste noapte, pentru că dacă mergeți cu turul, pe lângă faptul că am înțeles și Doamne, am și văzut, citisem și am și văzut cu ochii noștri,
ce nebunie cu tururile. Vai, și ne-am mai avertizat niște turiști. Da, ne-am mai și am văzut de ce. Nu știu că n-am reușit, nu cred că am reușit să filmez totul, dar... long story short, pleci din Cartagena cu niște bărci care se pretind a fi niște bărci destul de safe, deși ele sunt mici. Să zicem că au loc de 10 persoane, 10 și, persoane bagă 50 și bagă 50 pe ea și vezi cum se ies cu fund de barca deja. Deci efectiv aici nivelul apei și aici e barca, adică rămâne așa o distanță până să intre apa în barcă. Și oricum dezavantajul tururilor e că sunt grăbite de obicei, pentru faptul că ăsta e clar și periculos. Și pleci noaptea, ți-mi minte cu Doamne, cum plecau unii. Da, plecau noaptea, pleci dimineața. În beznă, cu bărcile. Ajungi pe la prânz, mă rog, ideea e că dacă alegi să rămâi pe insulă, o să ai plajă și pentru tine și poți să-ți dai seama unde sunt locurile mai puțin turistice, pentru că nu o să stai fix cu unde vin bărcile. Da. Te dai și tu puțin mai încolo. Și noi am avut momente în care aveam plaja pentru noi, apa pentru noi. Adică mai ales dimineața și seara, când plecau turmele. Foarte frumos, plaja. Deci da. Playa Blanca e de făcut, dacă vreți plajă mare, soare, mergeți acolo. Da, luați, comandați Uber-ul. Exact, și bucurați-vă de experiență. Dar ce cafea am luat aici azi mică, bă, că a venit domnul ăsta, zici că face experiment. Ne uitam aici că am mai făcut niște poze pe stăduța asta, Doamne. Că oamenii au scăpat efectiv o bere pe jos, s-a spart. Și a cerut o pungă de la alți oameni și a început să strângă berea, frate. Leneșul cum se duce așa ușor. Repet încă o dată, show la 30 de lei. Suntem la plajă, la plaja Blanca. E o promoție. Promoție. Nu, nu, nu. Oh, dar ce păcat că nu prea sunt oameni. Nu știu ce să zic. Unde e plaja de nudiști? Unde e? Da. Bun, cam asta cu, deci Cartagena, long story short, este un oraș cu arhitectură spectaculoasă. Este un oraș în care vă veți simți pierdut pe orice străduțe din asta în care o să descoperiți frumusețe, piațete, biserii superbe, oamenii, absolut tot. Să reținem și aici la safety measure, băieți care cântă, să amintim de ei la acolo să evite. Da. Dar long story short, dacă îți vezi de treaba ta și explorezi, plus ce restaurant, am găsit vreodată, ții minte unde am mâncat și ce am mâncat și platourile de pește și toate. Da. Și se pot găsi, poate fi mai scump, într-adevăr e cel mai scump loc din Columbia. Dintre cele numerate, dar cu puțin research puteți să găsiți locuri cu prețuri foarte ok și cu mâncare. Să vă uitați unde am fost noi și mai simplu. Da. Că noi, vă dați seama, nu reinventați roata, am reinventat-o și noi și noi am reinventat-o de pe la alții, deci tot așa, adică mergeți pe o cale sigură. Bun, noi după Cartagena am părăsit Columbia și am venit în Panama. Campana mea era la o oră distanță, da. Am zis că e cea mai logică destinație, dar... Și despre asta o să facem un alt clip. Un alt clip și o altă... Dar așa. Ne-a părut rău că am plecat din Columbia, așa. Da, ne-a așa. Plăcut. Ne-a plăcut și s-ar mai fi putut face încă multe lucruri. Clar. Dar noi, sincer, mai lăsăm cumva loc și pentru alte explorări. Da, mai bine să-ți dorești, mai întorci. Bun. Hai să discutăm acum despre buget. Pentru că este un aspect important pe care cred despre eu că... Despre prețuri și buget, pentru că bugetul nu prea l-am calculat. Nu, sincer, n-am nici măcar o idee așa despre cât bani. Nu, tu ai câștigat la lotul? Nu, dar știm că am fost chipzuiți. Exact, asta e ideea. Asta e ideea, adică da. Noi mereu încercăm să fim chipzuiți, de data asta nu ne-am uitat așa atenți exact cât am cheltuit pe zi, ce am făcut, dar am făcut o chipzuială de zi cu zi. Cât am cheltuit, adică pot să zic cât am plătit pe cazarea din Bogota, pot să zic cât am plătit pe masă în Cartagena, da, exact. Dacă le-aș calcula, aș ști, da? Mai bine nu. Dar putem să vă spunem așa niște prețuri aproximative. Și în primul rând, e clar e mai ieftin decât în Europa, clar e mai ieftin decât în România. Atât să mănânci în oraș, cât și prețurile de la supermarket, cât și prețurile de la cazări și transporturi. Uite, long pentru noi ar fi fost la fel ca și cum am fi trăit în București, dar mai ieftin. Și să și călătorim. Deci nu la fel. Deci nu la fel, ați și înțeles. Și mai cald și mai bine. Da. Fără centrală, fără gaz, fără vorbe. Da, clar, deci, iarna dacă, e atât timp cât trăiești într-un oraș mare, mă refer la oraș scump, București, Cluj, etc. Îți dai seama cât de ieftin e pentru cei din America? Da. Care câștigă și de 100 de ori mai mult decât da. Românii. Da. Da. Deci cam asta e ideea simplă, că așa. Nu ne lăfâim.
dar ca niște exemple așa de prețuri, în general, cazările pentru buget sunt totuși mai scumpe decât în Asia. Da. Adică dacă noi în Asia am fi plătit vreo 15 euro, hai 18 maxim, pe cazare pe noapte pentru ambele persoane și în banii ăștia de multe ori aveam mic dejun sau piscină sau diverse chestii. Nu se compară, asta e clar. Nu. Aici, pentru bugetul nostru, cam condițiile de bază pe care ne doream noi pornesc de la un 25 de euro și pe noapte. Condiții de bază care nu erau wow, adică da, au de fost bază, cazări fără... confortul de bază, cu baie, o baie privată, fără okay, apă caldă, nu le condiții. Da, adică, da, asta e problemă în multe zone din America Latină, nu știu exact de ce. Și în Panama se întâmplă chestia asta. Deci, da. Na. Și am avut probleme cu apa și în Bali și în insulele. Păi da, asta trebuie să fie clar înțeles, că apa caldă aici pe căldurile astea e o chestie oarecum nenecesară. Da, oricum e necesară. Cred că ți-ar face rău dacă eu mă spăla cu apa care mă spăla casa aici. Se face că... rău. Deci nu e o chestie care să simți ca o lipsă, ca idee. Dacă vedeți că n-are apă caldă, nu vă speriați. Dar până în Cartagena a fost peste tot apă caldă, în orice cazare, oricât de ieftin a fost. Deci vreo 25 de euro pe noapte, cel mai mic preț. Dar fără mic dejun sau alte chestii de genul ăsta. Deci o bază. De fapt, singura și cea mai fină cazare din, și cu mic dejun a fost în Salento, unde era vreo 25 de euro. Foarte mișto. Aveam și un mic dejun basic, dar era acolo și cazarea a fost una dintre cele mai mișto, cel puțin ca priveliște, ca și confort, se făcea curățenie. A fost mișto. Bun, hai să luăm altfel. În România ce și unde te cazi? 25 de euro la pensiunea Alina, care are un pat care scârție. Normal că există pensiunea Alina. Care are un bascaș și care scârție. Normal, cred că sunt 1000 de pensiunea înțeles, Alina. La Zambila SRL cu 25-30 de euro. Nu cred că mai există totuși. Probabil există acum câțiva ani. Deci, da, 25 de euro pentru noi era mai mult decât ne-am fi dorit să dăm, cum dădeam în acea 17 euro. Dar a fost e decent. Cele mai mari prețuri o să fie, bineînțeles, în Cartagena, pentru cazare, unde sunt și cele mai mari prețuri pentru mâncare. Zona de coastă, unul dintre cele mai turistice orașe din Columbia, deci probabil... Da, Cartagena așa am simțit-o, ca fiind cumva perla Columbiei, așa, și da. Pe... E mult, adică și overrated foarte mulți columbieni dar se duc acolo în concediu. Da, că asta am simțit și eu. Nu e overrated, ci este o zonă safe de coastă, pentru că, apropo de siguranță, nu vă recomandăm să mergeți pe alte zone de coastă, unde și noi am auzit chestii nasoale, adică populația e foarte săracă și... A, în partea cealaltă, către Pacific. Da. Dar către Caraibe e safe. Către Caraibe e safe, către Pacific nu prea... Pentru că nu prea sunt oameni acolo, nu prea sunt turiști. Nu sunt turiști, e populația destul de săracă. Da, din ce am înțeles. Asta. Da, da, n-am intrat acolo, dar trebuie să nu pe asta să o zic. Da, cu submarinul, frate, că au submarinul ca să... Submarinul s-a făcut in-house ca să transporte drogurile, să merge. Dai seama unde s-a dus. Hai, continuăm. Da. Buget. Așa, și în Cartagena, de exemplu, ce plătem 25 de euro în Salento, în Cartagena, pentru o cameră și mai mică și mai nasoală în care miroase și amucecai, plăteam 40 de euro pe noapte. Adică aia a fost cea mai scumpă cazare și cea mai... Mă rog. Și, dar acolo mâncare micul dejun era vreo 3 euro de persoană și era, era bun. Decent. Am tu l-ai mâncat și pe meu. Da, era să zic că te săturai cu el. Bun, oricum trebuie să... Deci asta cu prețurile de cazare, prețurile de transport. Apropo, mă am împlinit pe aici, nu știu cadrul ăsta dacă mă ajută, dar se mănâncă bine în Columbia. De la Cicearon, se mănâncă mult porc și grăsimele porc. Porc, dar și origine ăla, bun, Cicearon. Super bun, da. Yes. Mi-a plăcut avocado. Da. Da. Așa, ne cerem scuze vegetarianilor pe această cale. Dar au chestii, dar eu am mâncat Cicearon în neștire, mi-a plăcut. Da, cred că a înțeles toată lumea. Bun. Așa. Mergând mai departe, prețurile pentru transport, Uber, super ieftin, și în Medellin, și în Bogota, și chiar și în Cartagena. Nu știu, plăteam pe cursă între 8 și 15 lei. Da, am luat ieftin. Și de la aeroport. Noi am avut și cumva confortul pentru că eram 3 persoane și atunci ne-am permis inclusiv să plătim 100 de lei pe cursă de la aeroport din Medellin în centru. Dar pe, nu știu, vreo 30 ceva de kilometri, adică era fost, o distanță și foarte mare. Venea 30 de lei pe persoană, probabil că dacă luam un autobuz, un metrou, nu știu ce, venea 20 de lei pe persoană. Deci am ales confortul, fiind și orașe mai cu rating mai
prost, să zicem. Da. Unii, siguranță, aici, am preferat să mergem foarte mult cu taxiul, care a fost foarte ieftin. Aici de menționat important, apropo de safety, Uber este ilegal. Uber e ilegal, dar asta e mai degrabă problema lor, că atât timp cât tu ești turist... Da, e o problemă la nivel legislativ, să spunem cum a fost și prin România atâta zăpăceală pe subiectul ăsta, dar ca idee... Puteți să-l folosiți... Nu, ne-a zis că te unii, domnule, ai grijă, că te urci în Uber, că te iau, te repesc, că spot organele... În taxi era în taxi, problema. Așa, mă rog. Cert este că Uber-ul noi l-am folosit tot timpul și... În taxiurile care nu sunt, care sunt dubioase, gen când vine un om de la aeroport sau unul pe stradă, taxi, taxi, da. Și te urci în ăla, nu. Bine, am avut și noi un Uber dubios. Amintește-ți Medellin, mers la aeroport. Păi era de la aeroport, da, știu, de mers la aeroport. Când am plecat noi din Medellin, nu spre aeroport. L-am da, dar nu era dubios, nu era la modul că nu era dubios, organele, dar omul cred că era... ca un nebun. Cred că în timpul serviciului era uberist și în timpul liber era livrator de marfă ceva. Da, era probabil, mergea foarte repetit, a fost super dubios. Deci, dar în rest a fost ok cu Uber-ul și foarte ieftin, că despre asta vorbeam. Apoi metrou n-am folosit, autobuz n-am folosit. Am folosit metrou în Medellin puțin odată. Da, cu turul. Dar era inclus în preze și nu știu cât a costat. Așa, avioanele interne, ei au și varianta de autobuze, dar autobuzele făceai 8 ore, am ales avionul să facem o oră, că voiam să mai mult să vizităm decât să pierdem timpul prin tranzit. Și stai așa că autobuzul, dar tu nu explici că ăla merge pe autostradă, ci merge pe niște văgăuni din alea care fac numai așa. Păi de-aia faci 8 ore. Și numai așa faci și dacă mai prinzi și pe un gică rapidul, cum am mai prins noi... Doamne, noi am avut 2 ore în autobuz și am crezut că morim, mă zice, am spus 10 ore. Da. Deci nu recomandăm autobuz. Și pe avioane, nu știu să zic cât am plătit, undeva între 70 și 100 de dolari, cam așa, pe un drum. Sau chiar și, cred că 50 la un moment dat, pentru Bogota, Pereira, am plătit cred că 45 de euro. Bun. Adică... Cu scuze că te-am mai întrerupt din când în când. Recapitulând, deci partea de cazări medie 25-30 de euro. Da. Transportul, Uber-ul, safe, reliable și ieftin. Avioanele interne, dacă le luați mai din timp, sunt mai ieftine. Noi de obicei le luăm cu 3 zile înainte și dar e complicat, cu 4 zile dar înainte. Dar nu aș recomanda neapărat să le iau oamenii mai din timp. Da, uite, depinde că dacă ai doar 2 săptămâni, atunci știi că trebuie să ajungi într-un loc în altul, știi? Noi am mai așteptat și la un moment dat nu ți-am zis, dar că tu nu știi, dar am dat, mă uitasem vreo 5 zile înainte, era 130 de lei un bilet de avion și am zis, mamă, ce ieftin e, oricum n-are cum să se scumpească și m-am uitat cu 2 zile mai târziu când ne-am hotărât ce o să facem și la 130 de lei s-a făcut 600 de lei. Da, deci de-aia e mai bine să-l las cu 5 zile înainte decât cu 3 zile înainte. Ideea e așa, recomandare aici, în punctul ăsta, dacă aveți un timing fix, 2 săptămâni, habar n-am, faceți-vă un program exact bine definit. Acolo, luați-vă deja avioanele. Așa, și eventual vă puteți sfătui și cu Iasmin, o puteți contacta fie pe... Că am lăsat contactele noastre peste tot. Sper că n-ai lăsat și numărul meu de telefon. Încă nu. Pe Insta. Nu-l las. Bă, cine știe, te abordează vreun amorez. Deci ideea asta este că scrieți-i pe Insta, vă poate organiza pentru 2 săptămâni un program foarte clar, vă poate asista, deci e plăcerea în general să facă chestia. Puteți și un apel cu mine pe Insta, am acolo exact. Descriere. Exact, adică pentru a face o chestie asta super fixă, să zicem. Dacă aveți un timp mai lejer, ok, dar... asta e de reținut, că noi ne cam organizăm așa mai larg cu timpul, pentru că eu în drăgazul acesta și lucrez online și sunt zile în care nu putem anticipa exact cum merg lucrurile și de-aia noi le cam luăm pe ultima sută în și funcție și de evoluție. Și pentru că dacă avem drăgazul ăsta, ne lăsăm spațiu și timp să ne și explorăm, să ne și placă, și să ne și plichisim, să ajungem și în momentul ăla în care, gata, mă rog, dar să avem senzația, gata, ajunge, bun. Ați înțeles mica paranteză, așa, mâncare, ați înțeles... prețurile foarte mâncare, ok, am mâncat în oraș. Mai mereu. Și când am vrut să gătim acasă, aproape că e și la fel de scump ca în oraș. Are sens. Nu recomand. Supermarketurile, să vă interesați, că de obicei, eu, nu știu, de exemplu, e unul care se numește Jumbo, e cel mai scump. Uh-huh. O să vă zic clar din Medellin. Da, e cam păcăleală la supermarket. Nu recomand să mergeți la Jumbo. Ăsta, cum se numește, Exito, e decent tot, Exito, dar comparativ cu Jumbo, de ce mai ieftin? Jumbo nu. Da, dar v-am spus, deci comparativ cu România, mersul la supermarket, cumpărat alimente depinde și... Depinde ce vrei să-ți cumperi, pentru că la ei pastele, brânza, făinoase, deci făinoase și lactate sunt foarte scumpe. Ei folosesc aici porumbul pentru brânză orice. Brânză de porumb, fac brânză din porumb, lapte din porumb, snack-uri din foarte banane, mișto,
totul din, deci mâncați chestii locale. Nu căutați să mâncați ca acasă. Pâinea lor e din porumb. Dacă vrei pâine albă, e scumpă. Dacă vrei paste, sunt scumpe. Dacă vrei brânză... E import. Deci, da. Import și e scump. Deci mâncați chestii locale. Bun, mâncarea... Noi am avut experiențe foarte frumoase în restaurante și cu asta cumva ai și un local feeling, un local touch, da, prin restaurante și asta ne-a plăcut foarte mult. Am mâncat și în zone locale, am mâncat și în zone turistice, am găsit, uitați-vă după, dacă sunteți pe buget, după restaurante cu meniul zilei. Meniul zilei înseamnă supă cu fel principal cu ceva lângă orez și salată și poate și legume și ceva de băut. Și le găsiți între 15.000 de copi, care înseamnă vreo 17-18 lei. Am găsit în salon. Și 20.000, adică 20 și ceva de lei. Deci da, foarte accesibil. Da, și sunt și porții mari. Adică nu-ți imagina că ai supă atâta, pui atâta. Nu, ai supă bol mare, pulpă mare sau ce, sau coaste sau mă rog ce au acolo, cu o porție mare de orez și așa, și limona de la discreție să-ți, da, tot refiluiești paharul. Da. Deci uitați-vă după chestiile astea că sunt foarte bune ofertele și mâncare chiar bună și în Salento și în Montserrat și pe unde mai avem meniul zilei. Deci nu faceți griji în privința mâncării. Asia e poate una mai pretențioasă, mai picant, mai nu știu ce, aici, da, am mâncat aproape ca în țară, că se, da, și vede, m-am pus în cadrul ăsta, acum am putut și eu de mine, dar... Dacă s-a mâncat bine, frate, aici. Dacă veniți aici de Crăciun, stați să știți că aveți și șorici, aveți și porc, aveți nu știu, cartaboș, dacă râneați, aveți ciorizo. Cicaronii, da, ciorizo, tot ce, așa, trebuie. Ai... Și cafea, neapărat să bezi cafea din Columbia, că sunteți în Columbia. Da. Și cafeaua, ca o idee, de exemplu, în Salento, pe o cafea de specialitate, se în restaurant cu decorațiune pe deasupra, cu latte art, cu inimioare, cu flamingo, cu orice, dădeam, nu știu, o medie de 8 lei pe o cafea. Îmi vine să și zâmbesc când mă gândesc. Și chiar tot. Și în Bogota, da, care e capitala, Bogota, prețuri foarte ok. Chiar, deci capitala cafea, e mai ieftină decât în Cartagena. Cafea, Cartagena, cum și noi bem aici, uite, alături de voi o cafea. Bine, în Cartagena e mai scumpă cafeaua, să zicem că era vreo 15 lei, dar, sau 12 lei, dar chiar și așa mai ieftină decât în țară și mai bună, zic eu. Sutra, cafea arabica, na, știți și voi, cafea din Columbia e cea mai bună din lume. Cam atât, cam atât pe partea asta de prețuri, nu știu, dacă mai aveți, apropo, lăsați-mi și nouă întrebări. Da, puteți să ne întrebați. Ne ajută și la algoritm să ajungem și noi la mai mulți oameni. Cât e, nu știu, întrebați-ne, cât e un fresh de portocale acolo și vă zice. Așa, faceți noi engagement, că nu ne place să facem. Și fructele super ieftine în Columbia, cel puțin, oh, da, putem să zicem asta acum că suntem în Panama, comparativ cu Panama, vă rog eu pentru noi, dacă mâncați multe fructe, mergeți, da, în Columbia, mâncați multe fructe, că sunt cele mai bune și cele mai ieftine. Dar știți de unde? Nu de la market. Noi ne-am păcălit de la market. Nu de la supermarket. Nu de la supermarket, da. Mergeți la piață. Piața aia, frate, locală. Da, da. Piața locală unde merge, Doamne, localnicul. Super bune. Da, da, da. Așa. Cam asta despre buget. Dar v-am zis să întrebați. Folosiți, uite, nu am vorbit prea multe despre card, despre comisioane, da, despre bani, da, scoși. Scrieți-ne, întrebați-ne multe. Și... Puteți să mai facem, da, unul, dacă se adună multe întrebări. Solicitați-ne întrebări și mai facem. Da, exact. Oricum, noi o să, apropo de asta, nu știm când vom publica acest material, dar cert este că vom începe să facem și niște serii de live-uri. Live-uri. Da, probabil vom fi făcut până postăm. Nu știu, vedem, dar long story short o să facem niște sesiuni de live-uri. Și dacă se adună întrebări, și... răspundem, da, acolo. Voi, exact, insistați că noi avem toată bunăvoința să vă răspundem. Dacă nu răspundem, înseamnă că n-a ajuns cumva la noi. Și nu, sau nu s-a putut, că sau... noi eram trăniși cu bacul, treabă, sau bacul. Sau am uitat, dar, da, mă rog, întrebați-ne, că nu ne spărăm. Bun, hai să ajungem la cel mai important. Siguranță. Hai să vorbim despre siguranță, siguranția în Columbia. Cât de sigur este să călătorești în Columbia? Asta a fost și întrebarea cu care noi ne-am confruntat. Și ai noștri, noștri mamă, dar aveți grijă acolo, dar chiar adică în Columbia se filma America Express cu împușcăturile, mami, bine, se uita, își punea mâinile în cap. Poate va veni și ziua. Voi v-ați gândit să mergeți fix în, da, Columbia, ce în capul vostru? Poate va veni și ziua în care o să fim și noi invitați la America Express, Asia Express sau cum s-o mai numi atunci. Da. Africa Express. Africa Express. Noi suntem disponibili, ne înscriem, ne băgăm, da, ne antrenăm pe aici, vedeți? Da, da, mă rog, râdem, glumim, dar ar fi nice. Bun, pe partea de siguranță. Să zicem mai întâi poate să povestim ce, dacă am avut noi probleme, după aia hai să povestim să dau că niște sfaturi. Da, hai să povestim că noi eram inclusiv în etapa în care eram în, să alegem să mergem în Asia pentru a nu veni în America, respectiv în Columbia și America Latină. Normal că și noi ne făceam griji, că ajung adică la tine puneam tot felul de informații, știi, pe, da, grupuri, mi s-a furat telefonul, am fost amenințat.
Ionița cu cuțitul, se filma America Express, ai nu știu cine, tot spuneau, mă, nu mergeți acolo și normal că îți faci griji, știi? E normal. Acum, spunând după aia dreaptă, noi am zis așa, măi, decât să mergem din nou în Asia, unde am fost în expedițiile din trecut și să repetăm cumva aceleași trasee, ceea ce mi s-ar părea că ne plafonam, hai să ne înfrângem cumva teama asta și hai să mergem acolo, bă, frate, să vedem despre ce e vorba. Lăsăm, trebuia vizitat odată și așa, trebuia... n-am fost niciodată complet pregătiți. Ce trebuia să facem, karate? Ce, și oricum nu poți să fii niciodată. Pe asta spun. Bun. Ne-am luat inima în tinți. Măsuri de siguranță tip Centrix, hai să vorbim prima oară ce... Mai lăsăm măsurile de siguranță la final. Acum să zicem experiența noastră până la urmă, cum a fost. Ok, hai. Păi spune tu că ai avut tu un eveniment. Cartagena. Ok, bun. Bun, da, deci partea de evenimente nefericite. Am mâna ca aici de țin după gât așa, dar să, bă, fraților, când plecați într-o călătorie și vă faceți voi toate planurile alea cele mai sigure, că o să fie, că o să facă, că o să dreagă, că hau, că mau. Uite, asta e cea mai mare siguranță. Uite așa, se numește o cruce făcută și spus: Doamne ajută, păzește-ne și apără-ne pe unde mergem. Că asta este cea mai sigură treabă pe care o poți face. Eu o spun la modul foarte serios. Pă bune, acum nu pot să controlez totul. În Cartagena, ce spune Iasmin, a fost un incident pe care l-am evitat foarte facil pentru că eram pregătit de asemenea incidente. Apropo, am copilărit în Berceni. O vremea mea când are un CV bun, adică el chiar era pregătit, lor, vă dați seama. O vremea mea, să spun așa, în Berceni, erau colorii, na, ce să faci, asta era o poveste cu Bercen, vă dați seama că a povestit-o tuturor Bercen. De fiecare dată când îi zicea cineva, că ne spuneau localnici. Cine aveți... Bercen să scrie comentarii aici? Ne spuneau, bercenarii mei, ne spuneau localnici, Bercen, aveți grijă, Bercen. Ne spuneau și localnici, aveți grijă, nu pe aici, nu țineți aia, uitați-vă cu ochii în patru. Și Alex mereu le spunea, ei, eu am copilărit în Bercen, se dădea mare, vă dați seama că dacă veneau... Ma friend, am copilărit în Bercen Angeles. Bine, numai că nu mai pot să mai aud încă o dată, dar vă dați seama că am mai spus povestea, este foarte mândru de trecutul lui. Bun, râdem glumim, acolo a fost un training field, să spunem așa, un antrenament bun pentru ceea ce înseamnă lumea asta mare. Cert este că... în Columbia și uite, în Cartagena, incidentul pe care l-am evitat cu succes a fost un antrenament bun pe care l-am avut din unde? De unde credeți? Da. Nu din Barcelona, din Barcelona. Barcelona, băi. Seamănă cu Bercin, dacă se zic. Barcelangeles. Deci, da, în Barcelona am avut chiar două incidente. Deci, poți să zici clar acum... Deci, din punctul meu de vedere... noi în Barcelona am stat 3 zile sau 4 zile și am avut de două ori era să fim furați. Da. Atacați? Da, și în Columbia am stat o lună și am avut un incident și a fost mai lejer, adică omul a fost cu bun simț. A zis, bă, dacă nu vrei să te furi, nu te furi. Nu insist. Dacă vrei și tu, dacă nu, nu. Da, deci noi am avut un singur incidențiuț, ca să zicem așa. Asta vreau să diminutiv, scuză-mă. Deci o chestie minoră, vă explic și vouă pe scurt. Deci fiți atenți care e manevra, ca să o știți. Atenție, acum este training moment, training time, vă dăm tot know-how și knowledge. Puteam să fi pus în, știi, să punem în practică, să dăm pe asta de aici și să fiu eu hoțul și tu. Da, putem dacă vrei. Nu, lasă, cred că nu. Bun, ideea e așa, că mergi pe stradă și vine unul la tine care e foarte friendly omul și vine la tine, hei, mă, friend, nu știu ce, te vede că ești gringo, aici gringo, da, e străin. Și schema următoarea, tu cum ești așa drept, el îți ridică să bați palma cu el, să dai high five. El da? Gen, și tu dacă ești un om bun și drăguț și așa, te gândești, cum a fost în Spania, da, eu am ridicat mâna. Da, dau și cu localnicii, știi, adică oamenii, uite, mă primesc, dau palma cu mine. Da, și el îți ține mâna dreaptă aici sus, da? De obicei, telefonul, el te vede, te filează, te vede. Nu face întâmplare, trebuie să ai telefonul în buzunar, că altfel nici nu vine să vorbească cu tine. Nu vine, el te filează, te vede că ai telefonul în buzunar, vine și îți ține palma sus aici, hi, friend, nu știu ce. Și cu cealaltă mână, cu stânga, te operează la buzunarul unde ai telefonul. Uite la aici, hap, cu două degețele te rezolvă. Că el când dă palma, te și bagă în tine, vine și îți face o mișcare. În asta de tango s-a băgat în tine, te ține aici, nu-ți dă drum, te ține aici sus cu mâna blocată și el aici te rezolvă, da? Și tu cu stânga e greu să contracarezi, mă rog, sunt scheme, nu. De jiu-jitsu. Jiu-jitsu, mă rog. Deci poți să faci chestii, dar important e când vine unul să bată palma cu tine, străin fiind și super friendly și se bagă în tine, ăla clar vrea să te facă la buzunare. Și asta e, deci nu bateți palma, nu așa. Ăla că a venit, a vrut să dea palma cu mine,
Eu nu i-am ridicat mâna de el în clipa în care a băgat să bată palma deci cu mine. El era cu mâna, îl vedeam cum se ducea la buzunar deja și eu am tras-o din banzin, m-am dat la o parte. Știu că tu ai fost în Barcelona înainte. Da. Și mă rog, omul a văzut că n-ajunge la buzunar, a văzut că nu iese schemă. Și n-a insistat, pentru că mai devreme s-a dus aia din spatele nostru. Nu știu, eu nu puteam să-i involui nimic. O fi prins el unul, două telefoane seara. Da, seama. Eu n-am reușit să, nu puteam să mă ildez, să ia vină mă cu asta, ne luăm la cafeteală, ce vrei să mă furi, ăla nu putea, stai mă, eu vreau să dau noroc cu tine, jine, bună. Da. Cap, adică e o zonă foarte ai la limită. Așa și îți vezi de treabă. Ne-am uitat așa, unii alții eram, băi, și nebun. Ne-am uitat în spate, ne-am uitat dacă a pus voi scoadă după ne, mă rog. Și tot în ziua aia eu am crezut că mi-am pierdut telefonul. Că... Da, pe fond de stres. Bun, deci da. Atenție, asta a fost incidentul, l-am punctat, ați înțeles deci, care e manevra, asta e tot ce s-a întâmplat. Pe lângă chestii pe care, na, am observat că suntem urmăriți. Da. Deci, uite, hai să, ca să intrăm așa în zona, incidentele le-am punctat, ca să avem o structură clară aici. Hai să discutăm despre cum acționează în general cei de pe aici, ca să te fure, ca să nu discutăm de altele. Din ce am înțeles și ne-am studiat, când ești furat, ești filat înainte. Deci, hai să discutăm despre ceea ce să nu faci. Păi, în primul rând, eu m-am interesat, știi? Și, de exemplu, am înțeles că dacă te duci și scoți bani dintr-un bancomat, dintr-un loc public, ești filat. Pot să te vadă și după aia te urmăresc, văd că ai scos bani și te urmăresc până, până te ajungi într-un loc în care ești singur, da, știi? Da. Și poți să te... Să iar lucrurile sunt foarte la limita aici pentru că sunt mulți motocicliști în Columbia, poartă căști, asta cagule... Asta nu e filat, asta e pur și simplu dacă te vede cu motociclistul. Că motociclistul, tu și ce-am mai tot înțeles, tu stai, de exemplu, la colț de stradă cu telefonul ești în mână, așa. Ești tiflă așa cu telefonașul, ești tu liniștit. Și trece un motociclist și ți-l-a luat. Și la când trece ăla nu ți-l ia așa cu două degețele, ți-l ia așa, ți-l apucă cu panta, și-a plecat cu viteză mulți, și da. Nu mai are ce treabă. Și... Da, hai să vorbim acum despre tips and tricks, ce să nu faceți în primul rând în Columbia pentru a fi siguri. Nu ieșiți cu obiecte de valoare la voi sau pe voi. De exemplu, Iasmin și-a lăsat cercei, inele. Da, 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 chestiile astea. Eu mi-am lăsat, eu nu mai am inelul cu care da, m-a cerut Alex, l-am lăsat în safe în România. În România. Pentru că am înțeles că sunt oameni care s-au furat lucruri din cazare, din cameră. Adică da. Poți să-ți fure inclusiv proprietarii de la care stai, știi? Da. Și atunci e bine să nu existe tentații pe care să le arătați oamenilor din jurul sau vostru. Sau să fie lucruri pe care n-a puteți permite să le pierdeți, că asta este, mai evident, să mai evident, deci dacă veniți două mai... săptămâni, nu știu, mă rog, noi asta zicem, întotdeauna siguranță, deci nu expuneți lucruri de valoare la vedere. Stai să zic, în, deci e o expresie în Columbia, poate o auziți, că am înțeles că localnicii pot să fie, localnicii pot să vă avertizeze, dacă e o zonă mai așa și voi vă expuneți aiurea, se numește no dar papaya, adică nu da papaya, nu oferi papaya, la modul un dacă auziți pe vreun localnic că vă spune asta, înseamnă că trebuie să băgați telefonul în buzunar sau că aveți prea multe tauri pe voi papaya. Sau prea multe chestii și că nu e momentul să o faciți acolo pentru că e o zonă periculoasă. Periculos. Ok. Deci și localnicii am văzut că au această bunătate de a avertiza când da, te văd spune. Că ești neglijent și asta este important. Deci nu afișați nu chestii... Nu dați papaya. Da, nu dați papaya, bă, fraților. Deci nu afișați chestii care să fie atractive pentru... Da, nu știu, DNG, inele, nu deveți un moving target, ca să zicem așa, da? Fără inclusiv și ceasul ăsta, care eu dar căzătură. L-am lăsat frumos în ghiozdan, ascuns undeva, n-am ieșit cu el pe stradă, deci nu atrageți atenția asupra voastră, pentru că oricum e destul de vizibil că sunteți turiști. Da. Dar totuși, dacă sunteți turiști, încercați să nu atrageți atenția asupra voastră. Asta prima recomandare. Deci keep it simple. Haine simple, totul simplu. Da. Bun. Noi am evitat și brandurile. Și brandurile și adică, tot. Sandale, papuci, adică. Chestii care, băi frate, nu, ce zămi. Așa. Da. Doi la mână. Telefonul. Nu, noi obișnuiți, deci în România, merg cu telefonul în mână. De la metrou până acasă, eu cu telefonul în mână. O extensia mâinii. Merg așa cu el, da. Nu fac nimic. Aici nu poți să faci chestia asta, adică trebuie să fii super intențional cu când dai telefonul în mână, l-ai scos, că te sună cineva, l-ai scos să faci poza, l-ai băgat. Și când îl scoți, arată un exemplu, îl ții cu două mâini, deci nu ții... Deci îl scoți, faci poza cu două mâini și l-ai băgat în telefon, nu ia să văd ce să mai întâmplă, da, mi-a scris exact. Cineva... Stai și o lălei pe telefon în stradă și... Și nu te uiți în jur, și... nu ești atent, pentru că oamenii te văd, adică zic, a, ăsta stă pe telefon, e pierdut pe telefon acolo, exact. I-am luat nimic și-a dat seama. Devii o țintă. Deci să faceți lucrurile cu intenție și dacă
aveți camera foto, la fel, ai spus camera foto, ai făcut poza, ai băgat-o, nu o ții așa să te atârne din mână, că n-are sens. Exact. Adică expunerea de bunuri de valoare este inclusiv expunerea telefonului și a camerei foto. Deci, când faceți lucruri, faceți-le cu intenție, cum a spus Iasmin, sau cum era cazul meu. Mai aveam de lucru, da? Stăteam la cazare, stăteam la o cafenea, mă puneam undeva, adică nu mă trezeam mergând pe stradă și făcând chestii. Când știu că am de lucru, am de lucru, sau și lucrez. Nu, da. În cafenele e perfect ok, adică în restaurante să stai cu telefonul. Dar și acolo poți să fii filat totuși. Adică da, și acolo da, e... na, se prind oameni, nu lasă pe oricine în cafenea, adică trebuie să comanzi și așa. Și da. Ei preferă să te fure fără să investească banii în asta. Da, nu să vină un hoț să plătească cafeaua la cafenea ca să te fure pe tine. Da. Mai deci, prea pe șansă. Da, trebuie văzut adică și acolo. Adică în cafenea am văzut mulți ocarnici și expați care stau pe laptopuri, MacBook, da. Lucrau. Adică nu trebuie să fii paranoie acum cu subiectul ăsta. Să nu mai ții laptopul sau să nu mai... Dar e bine să nu expui. Da, deci asta este odată o recomandare. Nu expuneți lucruri. Da. Nu, evident, când scoateți bani de bancomat, noi ce facem ca o procedură standard din împărțim o recomandare, pentru împărțim banii în mai multe să, locuri. Na, să vină cineva la tine și să te avertizeze cu cuțitul și să spună dăm banii. Nu că te, ăla nu prea te avertizează, te chiar ameninți. Nu poți să-i spui lui, domne, n-am niciun ban la tine, că te taie și scăsește. Mai bine îi dai ceva. Da. Și atunci noi ne gândiserem inclusiv să ne luăm un telefon extra la noi, dar am renunțat până la urmă, oricum al meu e un iPhone... Ce iPhone 13, da. Nu mai valorează de mult, asta e, mi-a asumat că cine știe ce se întâmplă, dar banii îi punem în diverse locuri, în, dacă avem mai multe buzunare, și în buzunarul din dreapta, și în buzunarul din stânga, și în ghiozdan, și în geacă, și în buzunarul interior, că să scoți ceva și să-i arăți, uite, doamne, buzunarul gol. Da. De fapt, sau ce mai și am dai. Eu, am chiar un portofel care e fake, de la Calvin Klein, da, care arată bine. Și mișto, da. Și pun niște bani în el, nu știu, 20 de lei. Ai fost senzațională când ai pus și cardurile de la... Am pus niște carduri false ca să pară, niște carduri de la, nu știu... Din astea de puncte, de la MobExpert, de la Sephora. Nu le folosesc, care arată ca niște carduri și ei nu știu brandurile de prin România, mă rog, nu de la Sephora, ceva branduri românești. Un portofel portabil, da. Și îți dai seama că dacă eu scot ăluia și dau portofelul și ăla poate se și uită în portofel sau așa, o să fie super mulțumit, o zic că, bă, frate, în primul rând, cât valorează ăsta, că Calvin Klein are și cardurile aici, are, și nu mai insistă. Adică te mai caută peste tot, asta e de-a. Noi resipim și asupra mea și asupra Iasminei. Dacă avem bani la noi, mai mulți, că am scos de la un bancomat, da. Imediat ce am scos... Și dacă îți bagă mâna în buzunarul din dreapta, rămâi cu bani din buzunarul din stânga sau cardurile, nu le avem pe toate la noi. Că la te ia repede. Sunt puse în locuri diferite, da. Unul în portofel, unul în ăla de carduri, unul în ghiozdan, unul că... Și dacă pierzi ghiozdanul, se fură ghiozdanul sau așa, să ai mereu ceva backup, la backup, la backup, la backup. Și nici nu am scos vreodată sume foarte mari de bani, să avem o grămadă de bani la noi, preferăm să avem pe card și pe card în contul de economii, care nu poate fi accesat și dacă ți se fură cardul. Adică pe card ținem 200 de lei sau așa. Da, și restul în alte conturi. Și transferăm mereu din contul de economie în contul bancar. Sunt multe recomandări pe care trebuie să vi le facem, e complicat dar să vi le facem pe toate. Dar n-au fost. Așa un stragăle atât de mare, să zic, că știu că pare. Bă, dar mai bine nu mai duc în Columbia dacă trebuie să-mi iau atâtea chestii. Dar atenție, asta niște recomandări de bun simț, oriunde te duci și n-am avut probleme, n-a trebuit să folosim chestiile astea, dar am vrut să fim siguri pentru că citisem despre asta și se pot întâmpla lucruri. Experiența fiecăruia e diferită, poate altcineva o să zică... Cum era prietenul nostru Haji de mergea ca o floare? Da, sau găsiți pe YouTube inclusiv vloguri cu fete sau așa care au fost atacate cu pistolul, cu cuțitul. Se întâmplă belele, adică noi nu zicem că nu există. România. Eu știu, văzusem și niște vloguri cu o turistă din România care a fost atacată în Cismigiu, adică lucrurile astea se întâmplă și la noi în țară. Deci, nu, doar deci că... repetăm, cel mai bun mijloc de a te proteja este, în primul rând, Doamne ajută, asta este să ne ferească Bunul Dumnezeu, pentru că, repetăm, este și o chestie a jocului sorții, al destinului. Poți să faci tu ce vrei, te ia unul, pui imediat, te sequestrează undeva și ți se găsește banii și în fund dacă iei. Da. Deci, în primul și în primul rând, asta este tot ce v-a spus Iasmin, sunt niște metode foarte bune de pus în practică, o risipire a banilor, cu nearătarea telefonilor, a bunurilor, etc., etc. Dar la fel de important, eu am o altă regulă pe care o implementez, orele. Deci ieșim cât mai devreme pe stradă, că de dimineață e greu să găsești vagabonții,
Și undeva când apune soarele, în general, nu ne mai deplasăm pe străzi, sau și când am făcut-o a fost cam morcovită treaba, trebuie să recunoaștem că erau cu totul alte fețe pe stradă, cu totul altceva. Se schimbă vibe-ul, parcă se schimbă vibe-ul, mai frate, parcă, seara, da, ies vampirii pe stradă, ies și fetele astea la produs, că la ei să fie, nu știu, prostituția cumva este legală, poți să-ți vinzi corpul, dar fără să ai un pește, mă rog, sunt niște condiții oarecum. Deci seara ies aia dubioșii pe stradă și nu vrei să fii pe stradă. Da. Deci dacă ai de făcut seara, Uber. Eu ce mai citisem ca recomandare, ieși. Deci dacă vezi că sunt localnici pe stradă, își plimbă câinii, sunt cu copii, sunt, magazinele sunt deschise, e safe să fii pe stradă. Încă dacă vezi bine. Că oamenii încep să-și strângă, să-și închidă magazinele, localnicii nu mai sunt pe stradă și așa, înseamnă că nu mai, nu mai trebuie să fii nici tu acolo. Exact, deci e o chestie de bun simț. Dacă tu vezi că ești singurul gringul, da? Singurul turist de pe străzi, și în rest sunt numai vagabonți și fete la produs pe stradă și care vând droguri și toate că și astea. Go home! Go home, frate! Nu mai e clar, că da. E momentul să te retragi. Și încă o recomandare ce citisem pentru persoane care nu știu, poate sunt singure, poate vin la agățat, poate nu știu ce. Grijă, nu știu, cu băutura, da, sau nu, cu paharul, nu, să nu sunt, lăsați o altă la ligă. Bar nesupravegheat, inclusiv, nu știu, dacă, ori dacă ieșiți la un date, să zicem, cu o tipă, am zis că se practică chestia asta să poată droga sau așa, dar mă gândesc că inclusiv poate cu un localnic prietenos care zice, hai, poți să bem o bere și te duci la paharul cu el și ăla poate un bărbat să te drogheze. Am înțeles că adică, nu știu ce pulbere, nu știu, deci da, vă dați seama, Colombia, trebuie să nu uităm faptul că, în esență, este o țară în care producția și comercializarea și distribuția de droguri este în continuare foarte autentică, adică noi vă spunem, la orice colț de stradă o să vă treziți cu un localnic care o să vă ofere diverse substanțe. Da. Pe lângă faptul că noi, în mod evident, vă recomandăm să nu... Da? Că odată ce intrați pe filiera lor, nu se știe cum și unde și în ce fel. Da. Deci e clar. Așa. Dar și în privința fetelor de acolo, iarăși știu că au niște un fel de pulbere albe care am înțeles că inclusiv dacă ți-o suflu, ne povestea da, și ghidul. Da, eu am înțeles ce citisem ca sfat, spunea un localnic pe un blog, că să nu iei nici măcar pliante de la oamenii de pe stradă. Poate să spună pulberea asta pe mâini, exact, pe pliant și după aceea tu, da, te urmăresc, pulberea asta știu e un fel cu de... ea, da, pliantul cine l-a luat, da. Și după aceea se uită după tine și așa. E un fel de drog al violului sau cum se numește, da. El, adică e un drog din ăsta care e o pulbere, ai inhalat-o și după aia blackout. Acum am venit, nu se face pliant, mă dacă am luat vreun pliant, că eu sunt brainy, cred că am luat eu vreun pliant de pe stradă. Băi, oamenilor, încă o dată, deci e și o chestie de neșa, nu e mai bine de noroc, e vorba de protecția divină și Dumnezeu și îngerii ne-au protejat și noroc și ce vrei tu să zici. Deci și pur și simplu o chestie de șansă pe care o ai să nu te atace golanii și să te fii da, protejat. Da, a fost frumos. Da, a fost trebuie frumos. Să terminăm într-o notă pozitivă. Mai ai ceva de zis aici? Că nu păi astea sunt chestiile pe care poate să... Poate ne mai întrebați și voi, nu știu da. Cum e... Noi, de exemplu, n-am fost în cluburi, nu ne-am îmbătat, nu, adică am fost regulă, deci... stăpâni pe noi tot da. Timpul, știi? Da, am fost sobri, ca să zicem așa. Da. Sober. 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 Da, chiar, hai să schimbăm un pic nota. Deci, pozitiv vorbind, o țară minunată, o muzică minunată, o muzică fabuloasă. Oamenii, da. Oricât s-ar zice despre persoane care sunt periculoase, oamenii super de treabă. Super fain. Și tot despre oameni, ca să terminăm așa, să zicem că sunt foarte civilizați. Foarte organizați, am avut o fel de foarte disciplinați, da, foarte toaletele disciplinați, foarte curate, apropo de curate, tine ca femeie. Oamenii curați, da. Nu știu, peste tot, de exemplu, la locații din astea turistice, au puncte de prim ajutor, au da, medici, incredibil. Au... Incredibil. Te simți în siguranță din punctul ăsta de vedere, da. Adică că poți să fie golani, asta poți să fie și oriunde, poliția, să știi oamenii... că ce mi-a plăcut, nu prea m-a speriat, cum m-a speriat, de exemplu, cum a fost în Mexic sau și pe aici, prin Panama. Poliția e foarte discretă și au, în general, pistoale. Bă, frate, nu-i vezi cum în Mexic, dacă vă duceți în Mexic, o să-i vedeți cu armele alea, că la Rambo, frate. Deci are atâta tranca, nu? Polițistul de la rutieră. Deci o de pleacă de aici, din Bărbie, și merge până în Gleză. Și în Egipt, Rafael. Și în Egipt, Kalashnikov și toate alea. Adică aici n-am simțit armele afișate de către, așa... Și asta cumva mi-a creat o senzație, nu de liniște, dar cumva, bă, dacă oamenii și nu... Și e destul de prezentă poliția, adică e, dar nu, în Medellin nu prea, da. Dar, de exemplu, în Guatape sau așa în alte locuri, îi vedeai printre oameni și așa, sunt mereu pe acolo să, te, da. Să fie cu ochii pe
Apropo de asta de oameni și de siguranță, simte că și ghidul ne povestea, deci într-adevăr mai au în continuare golani cu care sunt dealeri care fac nenorocie și așa mai departe. Dar tot în general, cu golanii se confruntă și localnici. Adică... Ei se confruntă și localnici, dar în general dacă au ceva de făcut și de reglat, au de reglat între ei. Adică da. Degeaba nu se bucă că ți-e. Nu au neapărat treabă cu tine, cu tine au treabă mare parte ăștia mici care vor să-ți pickpockers sau cum se numesc ăștia. Pickpockeri. Adică ăștia, mă, ăștia mici. Ăștia mici te, cu ei te poți confrunta, dar repet, informația asta, din punctul meu de vedere, eu m-am simțit mult mai în nesiguranță în Barcelona. Da. Da, și deci oamenii super civilizați așteaptă la coz, nu se enervează, nu țipă, nu am văzut scandaluri. Am avut o situație când s-a blocat atunci, ți-mi minte, în supermarket. Am stat o oră la coadă și nimeni nu se agita decât Alex. Eram singurul care eram dispus să fac revoluție din aceea, ce domne, nu vă merge sistemul. Și Alex nu-și găsea cu cine să se... Și eu nu, eu tot voiam să văd dacă se inflamează cineva cu mine. Nimeni nu se supăra, toți erau super liniștiți, toată lumea a așteptat o oră jumătate la coadă. Noroc deci... că era, era un moment în care era seara, era târziu, nu mai aveam de lucru, lucrurile prin țară erau liniștite, se dormea și eram seara și ia, însă, hai mă să vedem, noi într-un market în care o oră și ceva casele au fost blocate, oamenii s-au pus pe jos, nimeni n-a zis nici pâs, au așteptat până s-a deblocat situația, eu eram singur agitat și dispus chiar să plecăm la un moment dat, nervos fiind, că zic, bă, coadă, cât s-o stă? Da. Și, și în general, da. Oamenii foarte, foarte chestii foarte asta, n-am văzut scandaluri sau chestii. Da, da, nu se, nu bătăi, înghesuieli, înjurături, țipete, nu, nu, inclusiv nu în trafic, dacă era ceva, nu... Glume, adică și în trafic, dacă se ia unul calea, era da. Emoții. Pe da. Bune, mă, ombre, frate, da. Pe bune. Eu cred că va trebui oricum să mai facem niște vloguri despre de ce unii oameni sunt așa anumite culturi ale lumii. Nu știu, oricum oameni din Columbia, jos pălăria. Jos pălăria. Foarte frumos. Tot respectul. Mulțumim besos, frumos. Besos, besitos. Excelent. Da. Bun, noi ajungem, începem să obosim ușor, ușor, da, pentru că am tras un material de vreo oră. Am terminat-o foarte am, bine da. Și mai am o recomandare să învățați spaniolă, că e o limbă da. Foarte frumoasă, foarte... ușoară, foarte vorbită peste tot în America Latină și mai puțin numai. Vorbită engleză. Și oamenii nu prea vorbesc aici, dar și pentru că oamenii sunt atât de mișto și e păcat să n-ai o interacțiune cu ei. Eu am vorbit cu atât de mulți localnici în spaniolă cu care n-aș fi putut să schimb două vorbe dacă ei vorbeau mie în spaniolă. Mulți au venit sec. La mine și mă întrebau în spaniolă, de unde ești, câți ani ai sau așa. Eu dacă n-aș fi știut spaniolă, aș fi zis, no, era un blocaj. I don't speak Spanish și se termina totul. Dar pentru că eu vorbeam spaniolă, am aflat despre familie, ce caut acolo, câți ani au, cum au, cu copiii, ce mănâncă, ce fac. Mereu am putut să aflăm recomandări. Deci învățați măcar o boabă de spaniolă. E frumos să vorbești cu localnicii. E foarte și frumos. Și cu engleză nu prea ce face. Adică dacă te duci în Japonia sau în China sau așa, ok, înțeleg că e mai greu, dar spaniola chiar seamănă cu română. Ne-am uitat cu toții măcar la o telenovelă și așa și e, sună bine muzica, știți atâtea piese în spaniolă, Maluma și toate cele, Shakira și tot. Da, e foarte frumos. Că e ușor să da, deci învățați spaniola. Da, și vorbiți cu oamenii că și vorbiți cu oamenii. Deci în engleză n-ai ce face cu ea pe aici, asta e clar. Bun, da, acestea fiind spuse, ia zi. Spuse atâta. Cam dacă asta, ne-am sincronizat. Dacă întrebări, mai întrebați-ne, lăsați-le sigur acolo. Am mai ratat noi chestii. Sunt multe care mai erau încă și de povestit. Și am vorbit oricum, am și obosit, dar... Da, și ne-am și încins, nu mai putem ne încins. E cald rău de e tot. Cald. S-a făcut somră. E mucho caliente. Mi amor. Da. Calor. Și Alex știe. Vedeți câtă spaniolă știe? Mucho. Mucho. Deci am două expresii favorite când întâlnesc oamenii. Mucho gusto și me gusta. Nu, me gusta e nou. Rar, până da. Acum, dar mucho gusto. Mucho gusto. Și buenos días, señor. Señor. Sau señorita. Da. Ei, mucho hai señorita, că știu. Doar señor. Señor și señora. Bine. Și mai știu aia cu nota, cum se... La cuenta, tarjeta. Con la tarjeta, por sau favor. Sau efectivo. Hai că le-am prins. Număr de foame, asta e clar. Bun, oameni buni și frumoși. Cam asta a fost de aici, din Panama. Am făcut despre un recap Columbia. Despre Columbia. Eu zic așa, dați un click, mai vedeți și alte clipuri pentru că o să vedeți profunzimea pe care am avut-o în acestea și toate poveștile noastre cam cum au fost reflectate. Nu uitați să lăsați și un comentariu, o să vă răspundem sau poate chiar o să facem videoclipuri pentru întrebările voastre sau de ce nu o să ne vedem și în live-uri, că acolo e mai ușor să povestim. Și ce să mai, veniți în Columbia, faceți-o, merită, e mișto. Ce să mai, acum e momentul. Go mai for mergem it. Și noi? Mai mergem o dată. Dacă nu, suntem aici la o oră distanță. Probabil mai ajungem pe acolo în tranzit, dar mă rog. Și o să cam facem obiceiul ăsta de a trage concluzii după ce am vizitat o țară la cald, deci noi am ajuns în Panama de o zi, ca să avem amintirile proaspete și ca să vi le împărtășim și vouă. Da. Așa că urmează și Panama în curând și, de ce nu,
Costa Rica și alte... Altele. Altele. Hai. Deci rămâneți cu noi aici. Rămâneți, băi, oamenilor. Și dacă n-ați dat butonul de subscribe, acum e momentul. Dacă v-a plăcut ce am vorbit aici, v-am dat suflet, v-am dat tot ce am avut noi mai bun și nu apăsați butonul de subscribe, înseamnă că aveți ceva personal cu noi, mă, frate. Nu se poate așa, în glume. Dar ca idee ne ajută să dați butonul de subscribe și un like, pentru că astfel putem să ajungem la și mai mulți oameni frumoși ca și voi. Altfel, algoritmul YouTube, am stat aproape un an de zile în beznă până când am început și noi să fim indexați, nu ne ajută. Și noi zicem că facem un content cel puțin mișto aici sau relevant. Adică, da. Nu. Bine, hai. Ne auzim. Ciao, ciao. Pup. Bye.